Obișnuit să dea la echipa națională jucători de atac, FC Viitorul furnizează acum și portari selecționate României. Valentin Cojocaru, golkeeperul formației de la Ovidiu, a fost convocat în premieră de selecționerul Mirel Rădoi la prima reprezentativă pentru acțiunile care vor avea loc la mijlocul acestei luni. În vârstă de 25 de ani, portarul Valentin Cojocaru este într-o formă sportivă bună și a fost integralist în toate cele 9 partide din acest sezon ale echipei constanțene. El a revenit la FC Viitorul la începutul sezonului actual, după ce a fost împrumutat în sezonul trecut la FC Voluntari pentru a contribui la salvarea echipei ilfovene de la retrogradare. Selecționata de seniori a României va disputa 3 partide în perioada următoare. Tricolorii vor întâlni pe 11 noiembrie reprezentativa similară a Belarusului la Ploiești, într-un meci amical, urmând ca apoi să joace pe 15 noiembrie cu Norvegia la București și pe 18 noiembrie cu Irlanda de Nord la Belfast, ambele confruntări contând pentru ultimele 2 locuri din prima grupă a Ligii Secunde din Liga Națiunilor. În clasament, după 4 etape disputate, România se află pe locul al 3-lea, la 5 lungimi în spatele Austriei și Norvegiei, care luptă pentru câștigarea grupei și promovarea directă.